sâmbătă avem meci cu FCSB. Vor prefața această întâlnire domnii Gheorghe Mulțescu, Andrei Ivan și Pedro Mingote. Domnule Mulțescu, vă rog. Da, le-ai spus în ce calitate? Poate nu. Toată lumea știe calitățile pe care le aveți. Da, speram să-mi spui și mie jucător, să mă zic mai tânăr. Da. Cred că nu mai este de spus cât este de important acest joc pentru toată suflarea fotbalistică și numai din Oltenia, pentru noi, pentru a ne liniști sau matematic să fim calificați în play-off și în felul acesta să putem să abordăm și mai relaxat celelalte două meciuri. Suntem toți conștienți de importanța acestui joc, mă refer la staful tehnic, fotbaliști, conducere și pregătim în acest sens, pregătim jocul cu responsabilitate, cu dorința de a face un joc consistent, solid și urmare firească să vină și victorie. Știu că este o dorință foarte mare din partea tuturor să câștigăm acest joc. Vreau să ne să rămânem echilibrați, să nu o presiune prea mare să afecteze randamentul jucătorilor. Sunt convins că acest joc combativitatea va fi la cote maxime și sper ca și exactitatea, precizia execuțiilor să fie la fel, să putem să tranșăm în favoarea noastră acest joc. Nu vreau să fie dominată de ură, pentru că dacă urăm, nu mai avem timp să construim, iar noi suntem o echipă care construiește. Lotul este, cred că 100% valid, sigur cu unele rezerve la capacitatea de joc a unor dintre jucători care au venit cu accidentări. Mă refer la Alexandru Bart. Da. Andrei, cum vezi meciul cu FCSB? Va fi un meci foarte greu. Trebuie să nu intrăm cu emoții pe teren, trebuie să fim mai puternici, să ne ajutăm în teren și să luăm cele 3 puncte. Pedro, cum va fi jocul de sâmbătă? Bună ziua tuturor! Va fi un meci greu, jucăm contra o echipă foarte bună. Ne dorim enorm de mult victorie. Este un meci care trebuie să fim concentrați din primul minut până ultimul minut, când fluieră arbitru. Suntem extrem de motivați și o să dăm 100% pe teren ca să câștigăm acest meci. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Da, bineînțeles. Pentru că este mult prea important meciul cu Steaua ca să ne mai fi cantonat prea multe zile în acel joc, nu zic, înfrângere, pentru că nu vreau să comentez, n-am comentat nici prea mult jocul de la Botoșani. Vreau să ne concentrăm total pe acest joc, cu toate că după ce va trece joc, dacă va trece cu victoria, pot să mai revin cu multe amănunte la meciul cu Botoșani. Deocamdată m-am rezervat, nici după meci chiar am fost prea elegant, numai ideea de a nu mai crea polemică și ne concentra exclusiv pe jocul cu Steaua. De ce ați amânat meciul în condiții similare și treaba la arbitraj? Am spus că nu vreau să mă implic în acest gen de discuții, pentru că necesită, eu știu, cunoștințe de regulament, de astea, și nu mai am nevoie două zile înainte de meci. Sunt e o discuție care poate fi făcută după meciul cu Steaua. Poate schimbări în primul 11 de
e posibil. Eu analizez și am pregătit și am făcut câteva schimbări în timpul antrenamentelor, să am alternative și e posibil. Aș fi dorit să fiți în teren ca jucător la un meci sau? Aș fi dorit să fiu în teren, pentru că asta înseamnă că mai tânăr cu vreo 20 ceva de ani. Astea sunt speculațiile presă, nu mă interesează. Întâlnim această echipă, mă interesează jucătorii pe care vom juca. Și sunt aceiași care sunt de, și anul ăsta și anul trecut. Numele nu contează. Cum interesează pe ei statistică. Sunteți pregătiți să le dați o masă băieților după noi dacă bateți? Crezi că este suficient o masă vis-a-vis de valoarea unei victorii cu Steaua în momentul ăsta? Miza este inestimabilă, nu poate fi plătită. Păi foarte îngrijorat ținând cont de faptul că aveți 40 de puncte, vă este teamă că ați putea rata play-off-ul în condițiile în care Botoșanu și Iașu încă se gândesc să prindă play-off-ul, având 29 de puncte, cu 9 puncte, doar 3 din șoptate. Nu vreau să intru nici acest gen de speculații. Eu am făcut niște calcule, am discutat și cred că și cu tine am discutat pe tema asta. Nu sunt îngrijorat, sunt rezervat. Vreau să fim matematic, nu suntem încă matematic. Și prin jocul rezultatelor e posibil orice. Am analizat așa. Am vrut să se alinieze toate planetele? Nu toate, câteva. Nu e nevoie de prea mult. Stadionul la Severin ne va fi prieten? Păi, dacă ținem cont de câteva argumente, că vor fi mai mulți suporteri, că am câștigat și noi jocurile acolo. Așa. Eu cred că ne este aliat, pentru că îl cunoaștem vis-a-vis de jocul cu Steaua. Deci imita bucuria de la meciul cu Dinamo, dacă îi batem pe Steaua? Eu aș vrea să acumulezi bucuria de meci cu Dinamo și la CFR, că și cu CFR am câștigat acolo. Două meciuri foarte grele. Reacția. N-am înțeles. Mă gândesc și la ceva în plus. Treaba este favorită după evoluții. Treaba nu a jucat mai greu după apasă chestia. Bine, eu nu pot să cad pradă unor comentarii de presă. Eu văd că Steaua are jucători valoroși și Steaua are jucători care pot decide jocul și în atac și în apărare. Sigur că rezultatul n-a fost favorabil în cele două jocuri, dar Steaua, eu zic că a avut situații când putea să câștige acele jocuri. Și atunci discuțiile erau alte. Plaja de la agonie la extaz, de la sublim la ridicol și de la victorie la înfrângere, foarte mică. Și atunci, eu nu cad prada. E o echipă bună, o echipă cu multe alternative, poate n-au excelat unele piese în angrenaj, dar în orice moment poate să dezvolte un joc solid și cu jucători care să decide joc. Au alternative, au revenit și Tănase, sunt mulți jucători care pot să intre în primul 11 și nu numai. Și că e o echipă care poate să arate un joc solid în orice moment. Pentru că la CFR Cluj în prima repriză, cred că a condus jocul și o echipă puternică. Noi nu vrem să cădem la acestor speculații sau acestor comentarii. Trebuie să ne concentrăm la maxim. Noi pornim după ideea că acest joc pentru toată lumea este ultimul joc al carierei noastre de fotbaliști. Așa trebuie să fim de concentrați. Steaua o echipă foarte puternică. Și o fiară rănită e mult mai puternică. Ați avea niște creditat cu cele mai mari șanse de a arbitra tot meci. Ne aducem aminte de partida cu Astra, tot la Severin, când a dat acel penal. E adevărat, dar este... Cu Aribec, cel care pică de multe ori în care l-a dat. Da, și joacă și la acest meci. Nu, clar că Hațegan este unul dintre cei mai buni arbitri, a fost declarat cel mai bun, da, că în primii trei oricum este unul dintre cei mai buni,
Eu nu vreau să uit nici jocul de la CFR Cluj al nostru, unde atunci a dat roșu la un faul grosolan al adversarilor și a ținut jocul în mână, un joc greu, cu echipă agresivă acasă. Agresivitate pozitivă, că a mai fost interpretat și de alții, că am zis că agresiv și că sunt nu știu cum. Așa, este un arbitru care nu greșește numai într-o singură direcție, dacă se greșește. Nu poate să-și permită. Poftim? Nu este acea intenție. Clar că nu. Nu. E un arbitru cu probitate, un arbitru cu verticalitate. Nu. Creva poate fi PSG? Peste cine? PSG. PSG. Care a fost PSG. 0 pe Bazel. PSG, am zis, PSG-ng. Gen, asta e echipa cu Astra, mă gândeam că iar mă duce în altă. Da. Iar PSG nu cred că putem fi, dar să fim o echipă puțin mai bună decât Steaua și să câștigăm cu un gol în plus. Atunci e suficient. Noi suntem realiști de ce putem, dar putem mai mult. Nu mai lăsat pe Andrei să dea peste cap? Îl las de câte ori vrea el. Decât înfrângerea e bun și un egal. Orice punct câștigat este foarte bun. Da, ați lăsat de înțeles după meciul de la Botoșan că nu e jucător sau manager și probabil v-ați gândit la cei care... Nu, n-am spus așa. Am spus că au fost afectați de starea terenului și nu s-au adaptat. Cel puțin așa s-a înțeles în acea declarație. Unii jucători au lăsat mai mult sau ceva. Nu. Asta probabil înțelegeți voi, sau cine vrea. Probabil vă referați la cei cu cartonașe egale. Credeți că în acest meci vor mai ține cont de faptul că vor juca cu... Nu, nici atunci nu țin cont. Vă spun, nici atunci nu țin cont. Dar starea terenului a făcut ca pe unii să nu dea randamentul pe care putea să le avă un teren normal. Și faptul că contactele erau mai numeroase, pentru că controlul mingii se făcea mai greu, atunci adversarii puteau să vină aproape. Și mai iară, intru în altă discuție și... Deci nu am spus asta, am spus că nu s-au adaptat și consecințele au dat un randament. Unii au putut să treacă peste starea terenului, să dea un randament mai bun, alții nu. Dar eu nu pot să-i judec și jucători și prestația lor până la asemenea teren. Pe terenul normal ați văzut că sunt foarte critic, și, dar eu trebuie să-mi apăr jucătorii atunci când sunt condiții obiective. Andrei, rămâne în 2007 Steaua fără gustul victoriei? Nu mă interesează ce face Steaua, mă interesează doar de echipa mea de Universitate Craiova și ce o să facem noi sâmbătă. Mai profilezi, te dai peste cap, dar da, da. Oficialii Craiovei mi-au zis să nu mai mă dau peste cap, că este un lucru periculos. După meci cu Voluntari s-au auzit că m-am accidentat și chiar nu a fost așa și nu vreau să mai risc. Andrei, meci cu Botoșani, tu și ceilalți băieți cu cartonașe galbene, v-ați gândit mai mult la partea asta? Am intrat pe teren să câștigăm cu Botoșani, am jucat pe un teren foarte greu. Am zis, ne mai trebuia bâte mâine să jucăm hockey acolo. Asta a fost, am pierdut, trebuie să ne gândim la meciul cu Steaua și să luăm cele 3 puncte. Sunt foarte importante pentru noi. Te seama că vei fi bunat de arbitru pentru amistoamele cu Steaua? Dacă câștigăm cu Steaua, poate să mă vândeți oricine. Trebuie să, v-am spus, trebuie să luăm cele 3 puncte cu Steaua și nu o să joc cu Dinamo, asta este. Spuneai că Steaua nu e Barcelona, că dar nu știu dacă am zis eu. Nu cred că am zis așa ceva eu de... Nu am zis nimic. Am văzut și eu la știri. Nu a fost cuvintele mele acelea. Și Steaua e Steaua. Noi trebuie să câștigăm cu ei. Pentru că ești de aproape 10 ani în România. Probabil sâmbătă va fi primul tău meci când vei juca cu peste 10, 12, 15 mii de oameni susținându-te. Sau mă rog, echipa pentru care evoluezi. Da, este adevărat. Craiova are niște suporteri minunați. Sperăm cât mai mult să vină pe stadion să ne
să ne sprijine. Ne dorim foarte mult să le facem cadou o victorie, să ne garantăm prezența în play-off și după meci să putem să celebrăm victoria asta care ne dorim atât de mult. Venirea la Craiova este cel mai important pas din carieră, acum pe apus de carieră? Da, este un pas important, este o echipă care în momentul acesta este, părerea mea, între primele trei echipe din România. Îmi doresc foarte mult să ajut grupul ăsta care are o calitate enormă, a demonstrat în prima parte a campionatului și continuă să demonstreze acum și îmi doresc foarte mult să terminăm campionatul pe podium și să putem să aducem un trofeu în orașul ăsta care are o pasiune atât de mare pentru fotbal. În 10 ani petrecut în România nu ai niciun trofeu. Dacă câștigi un trofeu cu Universitatea Craiova, doresc evenimentul, te pensionezi? Oh, este vorba de asta, nu depinde de un trofeu sau ceva. De atâta timp încât pot să mă simt în condiție și simt din partea persoanelor care îmi dau oportunitate să fac ce îmi place cel mai mult, că este să joc fotbal, o să joc și o să demonstrez pe terenul că vârsta nu înseamnă pensionat sau nu. Până când vei să joci? Cine știe, cum am spus înainte, în atâta timp în care o să mă simt în condițiile, vedem în străinătate atâtea jucători care joacă cu 40-41 de ani și nu se comentează atât de mult vârsta cum se comentează în România. Eu cred că mai mult contează viața pe care le faci, cum te simt la antrenamente și la meciuri și să mergi cât mai mult încât îți permiți. Eu credeam că este un argument să continui. Dacă câștigă trofeul, înseamnă că arată o formă maximă și poate să continui, nu? Mai visat că jucați? Poftim? Mai visat că jucați? Da, vreau întrebare bună. Îmi face plăcere să mă. Chiar mă mai și uit la unele faze. Nu vreau să știi cum mă trezim din chestia. Mă trezim cu Steaua. Este mai pericul. Este mai periculoasă Dinamo prin venirea lui Cosmin Contra? Este cea mai periculoasă acum, pentru că e meciul cel mai important, e primul. După aceea vedem ce va fi. Dar cum vedeți Dinamo cu Contra? Nu-l văd, e ceață. Meciul cu Dinamo pentru că peste o săptămână și e ceață multă până atunci. E interesant că a apărut într-unul dintre ziare, nu știu care, că Steaua interesată de una stopper și ar fi AK. Chiar înaintea meciului cu Steaua. Asta e interesant. Apropo de jucători, cerințe, de oferte, știți, în toamnă s-a făcut acel scandal vis-a-vis de Mateiu, că ar fi impresariat de Ana Maria Codan. A jucat în ultima perioadă, s-a fi pe teren și acum se va ține cont de acest aspect. Nu. Nu. Nu, eu nu țin cont decât de aspectul pur fotbalistic. El este sub contract cu noi, noi îl plătim, cred că este atât de matur și avem încredere în el că joacă pentru deocamdată până cât pe care contract pentru culorile alb-albastre, ce este Universitatea Craiova. Și atât. Mai departe, restul sunt speculații. Eu sper că nu mai trebuie să facem acest gen de speculații, pentru că nu face decât să creeze polemică. Noi nu vrem să cădem în această polemică. Discuția este alta, care o să o facem după terminarea campionatului sau poate după meciul cu Steaua. Impresar care sunt implicat, este la o echipă, la antrenor, astea sunt discuții de federație, dar în legătură cu fotbaliștii care sunt sub contract cu noi, au încrederea noastră totală. Am un acel idee de AK. Sunt șanse să semneze prelungirea contractelor cei aflați la final. A semnat Vlatinski de curând. Da. Eu am vorbit cu el, el a spus că
că deocamdată nu e hotărât, soția mai mult e nehotărâtă. El se simte foarte bine aici, el ar vrea să rămână, din câte am înțeles. Soția mai mult ar vrea să plece, dar până în vară a spus că 100% va fi pe teren. La modul realist, sâmbătă să va juca 11 contra 11 sau 11 contra 14? Am mai spus, dacă e Hațegan sau... Nu numai, avem mai mulți arbitri buni și puternici care rezistă presiunii unui asemenea meci. Poate nu știu cine arbitrează, ca să dar eu sper că va fi un arbitru care să aibă puterea și capacitatea să țină acest meci în mână. O să le legați mâinile la spate, băieții? Ce să le facem? Să le legați mâinile la spate, să nu facă fault în care nu, că dacă le legăm mâinile, nu pot să fugă mai tare. Și atunci le iau din viteză. V-ați dori să fie o compensare cum a dat un penalti care n-a fost în tur? Nu mă duce așa la nu știu ce. Vreau să fie corect. Să câștigăm. Mulțumim.